Neața. Vrei să mănânci? Da, ce avem de mâncare? Pentru tine nimic. Ce mă... Ce mâini fine ai? Ca de prinț. Asta ce faci? Astea nu-s mâini de muncitor. Ba da, am muncit. Știu tot, n-ai fost pe șantier. Ba da, am fost, dar am purtat mânuși. Minți, știu tot. N-ai fost pe șantier. Ba da, am fost. Să vezi ce o să pățești când o afla măta, săraca. O să vezi tu. Uite-mă. Sorinele, mamă, ce bine. Veni la masă. Bravo. Smântii, mama, ceva bun. Că ăia cred că nu te-au hrănit deloc. Dar ce este? Minte. Ce? Minte, spune-i, Mati. Ce, mamă? N-am fost pe șantier. Nu am putut, nu e de mine. Lasă, mamă, foarte bine, bravo, bine ai făcut de-l încolo. Poate te răneai acolo, scădea ceva în cap. Da, dacă scădea ceva în cap și rămâneai fără un picior, cum a visat măta. Dar eu n-am vrut oricum să merg, tată, tu m-ai obligat. Mi-am pus obrazul pentru tine. Domn Petru a vorbit la șantier, a intervenit pentru tine. M-ai făcut de rușine. Nu, tu m-ai făcut de rușine, tată. De ce? Că vorbești pentru mine, că nu crezi că sunt în stare să-mi găsesc singur de muncă. Păi n-ai găsit nimic de muncă și n-o să-ți găsești că nu ești în stare. Vă rog eu, gata, nu vă mai certați. Hai să mâncăm mai bine. Ăsta nu mănâncă nimic până n-aduce un ban în casă. Cine nu muncește, nu mănâncă pește. Nici nu vreau nimic. Și plec. Nu vreau să te mai văd, nu vreau să te mai aud. Du-te. Mamă, du-te, stai. Du-te. Sorine, mamă. Du-te. Ce fac? Ce ai făcut, mă? Ce trebuia? Hai să mâncăm. Mănâncă singur. Mie-mi stă în gât. Bună! Ce faci? Uite, mă dau cu rolele. Sunt nervos. De ce? Tata. E cap somat. Știu că Marcel e mai dificil, dar... Sigur, îți vrea doar binele. Da, să... Vrea, m-a trimis și pe șantier. Dar nu mai fac eu ce zice el, gata. M-am săturat. Nu o să te mai duci acolo? Nu. Și ce o să faci? Nu știu. Plec. Undeva. Ce? De tot. Da, plec într-o țară străină sau ceva. O iau de la capăt. Mă, Sorin, ce țară străină visezi? De unde e și ideea asta? Și mie de ce nu mai insist? Dar ce rost are să zic? Oricum faci ce faci și tot de tine vine vorba. Mamă, Sorine, stai! Bună! 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 Iar v-ați certat? Da, adică... Nu, nici nu știu, în fine. Unde ai fost? Am avut și eu puțină treabă. Mai ies și eu un pic. Unde? Treaba mea. Bună. Ce cauzi aici? Ia loc. Poftim? M-am gândit că avem nevoie de un spațiu mai intim. Ok. Pentru ce? Sorry, noi ne-am jucat prea mult timp de șoarecele și pisica. A, deci... Pentru tine a fost o joacă. Nu, 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 nu. Adică... Lasă-mă să continui. Ok, ascult. Noi doi am crescut împreună și... Tu ai fost mereu acolo lângă mine, ca un prieten. Nu. Ascultă-mă, te rog. Ok, ascult. Bun. Chiar dacă am început să simt ceva pentru tine, mi s-au amestecat sentimentele și nu cred că mi-am dat seama ce simt cu adevărat. Și acum e clar și nu mai vreau să las loc de interpretări. Ok, deci rămânem prieteni. Da, nu, de fapt nu.
Nu. Nu. Nu mai vrei să fim prieteni? Nu, 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 nu. Vreau... Te plac, Sorin. Mă placi? Da. Adică nu... Nu, nu sunt îndrăgostită. Nu? Da. Nu, nu, virgulă, sunt îndrăgostită de tine. Asta e adevărul. Gata. Și eu știam că și tu de mine. Adică am observat asta mai de mult, dar că n-am vrut să recunosc. De ce? Ți-era rușine? Nu mi-era rușine, nu voiam să te pierd ca prieten. Dar acum gata, sunt pregătită. Pentru? Pentru a fi împreună. Poftim? Asta dacă și tu vrei. Alice, ce ai făcut? Ce am făcut? E copilul lui Răzvan. Mamă, lasă-mă cu prostiile. Nu te las, pentru că sunt maică ta. Trebuie să-mi spui ce ai făcut ca să te pot ajuta. Lasă-mă. Alice! Vorbește cu mine. Ce vrei, femeie, să știi ce vrei? Vreau? E copilul lui Răzvan? De unde m-ai scos toate de la timpurile astea? El mi-a spus. Deci șobolanul ăsta e în stare să fac orice. Minți, bune, lasă-mă. Nu te las, trebuie să lămurim situația. Nu avem ce să lămurim. E copilul lui Petru și punct. Minți. Alice, stai, trebuie să vorbim. Nu te las. Alo, ce aveți? Se aude în toată casa. Alice, cheamă salvare, repede. Bună, fetelor! Ce faceți? Superb! Vreți să știți ce se mai întâmplă pe la circuit? Nu. Ba da! Petru a dormit acolo. Ce-a făcut? Da, s-a întors la Alice și o să aibă un copil cu ea. Ce-a făcut?